Porque trouxe de bate, cara, foi ótimo, pode dar, eu tenho que trouxe de bate, eu tenho que ler. Pentru posteritate, mă. Matiu, 2-4, Mihai, Renatu, Vali, iau-te, este da? Și Marius, da? Au primul motor. Domnul Cheliuță, da? Nu ne trebuie. Hai, să aveți viață. Vezi fără moșu, nu vă faceți de cap. Hai, nu-i bați, nu-i bați. Bună, tot mai mergem, măi? Baci crește, doamnă așa. Hai, stai viață, de baci. Mă rog, nu ești cooperat. S-a trăit? S-a trăit? Da. Da, că nu e rece. Stai că ăsta consemnează pe periculă, nu-i bine? E caldă, mă, tot e caldă. Păi, da, încă zică, n-am. Aia e berea mea. De ce n-ai venit mai devreme jos acolo? Că era bere proasă. Să fie de capul tău. Băi, vezi pe băiatul ca la apă și cu noi și eu, bă, stricat o fie V40 ăsta. Și acolo m-a stricat de taxul. Dar mă, dar mă, ce știe, mă, cât de stricat e taxul. Îmi trece să stricat. Băi, v-am trimis-o noi ca spart norii pe sus, pe aici. La antenele voastre le-ați găurit. Nu mă opresc acum, pentru că mă gândiți să telecabinul să prind ultima. Da, 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 nu, nicio problemă. Da, nu, nicio problemă. Și la mine ce e? Am mecea valentul ce-a spus. Grate, 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 da, e cel bagat. Da, ca uite, am recepționat. Da, Cornel, te aud. Da, da, da. Bă, păi vii beton aici, te auzi pe direct, mai bine ca pe repetor. Unde sunteți? În vârful muntelui, nene. În vârful... Da, 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 e bric. Dă-i... Dă-i... Burta din profil, așa, mă. Veritabil, mă. Pe ură chiar e
termos și tachete astea. Păi de termostatul jos. Da drumul la motor. Da termostatul jos. Mangrop. A, da, e doar acolo mangrop. Давай, 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 давай
pierde. Da, mă, eu nu cred că au fost dace pe acolo care să treacă Cornel. Asta e Aburel. Stai că mă uit la cauciucuri imediat. Asta e Aburel. De metri, fața ta e mai lina acolo, cred că se poate urca. Da, mă, dar urca se poate urca, pare aici nu-i problemă. Acolo, cred că se poate urca. Deci ce facem, o pornim înspre voi? Da, Florina, deci vino tu primul. Tu trece și... Marius, fără probleme. Da, dacă trec eu, Marius trece, că e mai înalt și nu are aici probleme. Mai colo, mă, trebuie. Dacă trec eu, Marius trece, că e mai înalt și nu are aici probleme. Mai colo, mă, trebuie. Da, frai, merge sau iau pe jos? Stai așa. Hai să mai mergem, adică să mai mergem și cu mașina. Dacă le rămâi tu filmezi, cu poți să cobori pe jos? Da, da. Hai că vreau să-i dau cu filmare lui Nașu, ca lumea. Avem timp, avem. Hai că uite acum vorbesc cu mine, Nașu. Da, să zic că merge, dacă vreau să-l urim. Da, merge, da. Da, e perfect. Hai, bă, că suntem 8 aici, 8 cai. Da, hai că a plecat să... Suntem excavatoare aici. Da. Hai, pune-l acolo pe angheluță, să dea cu lopata acolo, bine, cu hârlețul, așa. Așa, să dea acolo cu hârlețul. Hai, angheluță, hai, dă-i acolo. Băi, Vali, tu filmează-mă toată chestia asta, că e interesant. Vali, tu filmează-mă toată chestia asta, că e interesant. Uite pe angheluță ce dă acolo cu lopata, iau, uite la el. Uite, bagă zoom-ul pe el. Hai, dar n-ai voie să conduci pe aici, amoșul. Eu vă spun. Da, când și eu am fi vrut să vă ajung cu mașina acolo, dar nu se poate. Seara și mai bine acum.
Spune că este linie soare. Vezi că-ți face apelul, 2-4. Bă, dar ne-ai și găsit pe amândoi. Urâși și cu scumpere, bă, în celălalt. Vezi că se strică caseta dacă ne iei pe amândoi. Echipa de aurolaci, după munte, uite. La început. Dar ai și găsit meseria aici, ai un background. La piatra. La 24, da. Cine a apăsat pe mă, pe meseria? Mie și bag vite de înainte. Ia uite ce șansă se dibace eu acum, când am plecat. Să vedeți peste câtva timp. Cum mergem 4 labe. Hei! Nașule, ce faci acolo? Faci slujbe? Da. Drumul spre Babel. Ești tu, până mai e. Uite mai un pic. Uite și moi, doar avem 40. Ia mă! Aurolaci! Da, vreau... Vreau prenadez proaspăt. Ia be. Be. O, ia be. O. Nu mă vede nevasta acasă. Din direct acum, tu nu știi. O. Chestiunea direct. Marius, te zi, bă, și tu ceva. Nu e timp de zis. E timp de făcut acum. Hai mă, fecior, zice-o. Bă, niște șampetele avem, o trompă aici. În bil propriu. Copile, am eu mașină. Viața e ca o junglă. Să te arată cine. Te iau tu pe manual. Hai mă, că te fac eu ăsta. Pe focus manual și cred că a ieșit nimic. Nu știu, știu, a fost la și el acolo. Nu dai seama, cred că se vede pe exact ca un om. Nu vedem ca nici pe ochi la, adică prin ceas. Bă, ce de admirat Panașul este că avea o răbdare de fier să nu tremure cadrul, știi, ușor. Bă, tu primează cu manuscă pentru tine. Bă, nu m-a apărut rect acolo și înseamnă că merge, nu? Că îmi vedea. Asta e o cameră deșteaptă până a apăsat pe rec, poate se filma ea pe tine și iete și la fraierul ăla, a băgat pe MF-ul ăla. Și filmează-mă pe mine. Păi el e actorul principal, mă, tu. El e nepotul regizorului. Aia-i treaba. Gâtui și voi câte ceva. Aurica, am auzit peste bine, pa! Hai, deci vede acum. Păi nu urmă că e indirect, e chestiunea zilei. Da. Aurico, ai dat de mâncare lui Nic? La omul mai. Da. Vezi că Nic a ajuns pe la Babel. Mihailo, să-mi spui cât îmi dai ca să scadă dibaciu, prima prăpastă. Dai ceva sau nu dai? Da. Îți dă Mihaela pe ceafă vreo două, în oroare TV-ul să vezi pe dracu poate. Așa pune? Hai zi acum, că suntem puțin aici, nu e... Domnul inginer Angheluță, parcă ar fi Rambo. Nu, dar el zice de mine ce pățește el. Cică, Rambo, cică, am o problemă cu cuțitul ăla, dacă e o problemă la acolo. Băi, dar v-am zis să nu luați copiii la nute, de unde să topită și alte chestii.
pistașiu din gură. Nu știu tău. Mănâncă și pietre. Am rămas toată în făcărași, am mâncat numai mămăligă cu ceap. Să mă rog, mă lai și ceapa aici. Dar în greu la deal. Te așteaptă lumea. Dacă mai sunt după mine. Și nașul de-abia vine, uite. Nașue? Auzi, Nașue? Da, da, moșul vostru până la urmă ajunge acolo. A? Pe munte putea să lucrezi să aibă colțișorul lui acum. Acolo, nu mai da. Da? Da? Nu mă odihnit. Bună, Len, te odihnit. Hai, pe drumul. Bă, nu știu de trebuie. Nu te forța. Dar nu puteți să mă forțați. Da, nici eu. Auzi, ia-te pachet. Ia uite, mi s-a dus Mihai cu șușa. Da, bă, dar... Înainte? Da, dar ne pun capa pe ce. Zăpadă. Bă, nu te poate nimeni. Da. Nu plinești și oameni, uite. Unde, recu? De unde venim noi? Cu torosul ăsta. Boșorocul ăsta. Bă, și cât mai avem, mă, până la vacile alea? Ai cam un sfert din drum, cum are. Băi! Ești cum bat cornele? Ia treci pe 0.5. Da, treci pe 0.5. Uite, bă, că mai trece din baci. Babele. Mi-au două babe. Da. Una pentru mine, una pentru Tibiu. Și ne întâlnim la toarcere. Să crezi deci tu că rămâi. Ai plecat cu noi, rămâi cu noi, nene. Ai nu, cum era afișul ăla, că am pornit împreună, continuăm împreună. Nu așa, da. Nu? Ha? A, negură, nu se mai vede, bă. Nu se mai vede ca bă, dar cine. A apărut Vasile, da. Nu. În față, precum vedeți, a apărut Vasile. Adică ce mă, e ceață? Ce vrei să... Ia uite încolo ce ceață. Bombe cu ceață. Nu se mai vede nimic. Negură. Hai, nu? Ce bine să stai așa și să nu faci nimic la babele. Da. Că tine bomba. Domnul Zgârbaci, uite. Uite, bă, a transpirat portabila, bă. Da. Și ea a transpirat. Vină ca dânele, hai. Nu, e? Vibrici. Ce negură. Ce vârfă, unde e ce vârfă, pentru cadă? Nu știu poate buștene. La vale, nu? Nu? Avem un pic și nu trebuie să ajungem la Babel. Cred că vă dați seama ce înseamnă să organizați. Ce-am făcut? Babele, ne e dat păcat că e negură. Domnule, Rezulescu, ce faceți acolo? Mă, urmă, bă, și mie, bă, 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 bă
nu mă, eu n-am nimic. Păi, dar ce nu știu, că n-ai pentru ce? Nu n-ai pentru ce să-i... Dacă n-am cap normal, dar are ce să mă doară. Nu știu ce trebuie de bacele. Știu, dar nu știu. Nu mai e cum avem... Bă, Moșule, te spui dacă ești pe un Fanta. Nu, mă, să... Nu-ți dăm pe ăsta, îți poate și e cadre. Păi, dă-l jos! Ia uite, bă, ce... Cum mai e, doamne? Băi, vita reține anunțează. Da. Și ce mai ascult? Da. 8 și 2 ore. 9 ore. De cine mi-a pe aici. La câte ceasul? E 8 jumate. Păi stau să mă jumătate de oră? Nu, jumătate de oră. Păi sunt 10 minute. Nu. Hai că 20 de minute mergem ceva. Nu i-am dat drum. Document de la Tehnicom, nu i-am dat drum. Pune-mă la cameră. Uite, suntem la Babele. Am luat ceapa cu zăpada. Și plecăm spre... Plecăm spre vârful. Deci o să ajungem că spălă la ora 11 de noapte acolo. Mi se cam... Da, păi, vă faceți așa, Gigea. Să nu, e chiar fotogenică, domnișoară. Chiar, dar pe ce vrei popula? Păi ne suntem mai destinși, păi. Dacă nu rămâne la noapte aici, nicio problemă. Da, dar e mai plăcut, e mai romantic, așa. Dacă noi suntem deranjați, nu măcar voi să fiți. Iar păi, da. Eu trebuie să mă dau la o parte, că vorba apare în lume. Îi bat-o la vreodată. A filmat și pe mine, gata. Frumoasă! Vino cu acel. Mâine, sau apoi mâine, când mă întoarce. Hai, pa! Da? Drum bun! Mulțumim! A, uite-l bă, căpușa aia sus acolo. Mai ține gârla cu aia sau e păducă? Păi am pus-o tot pe aia. Nu am pus-o pe aia nouă. Și am mai luat un pic de curent. Uite pe Dibaci. Un om sigurat. Băi, dar unde-s Sfinxul, mă? Mă, și eu nu știe. Cum e cu Păi nu, filmăm Babel. Ce credeți voi? Ia! Uite, mai gândeată Dibacină, dacă Dibacină o dată înainte tu îți dai seama ce înseamnă asta. Nu pleci cu pensionarii la mult. Hai că n-a. Dă-i un plop, oară, îl geam să-ți mai... Nu? Ia să vedem ce mecla are moșu. Nu? E Giugiuc. Firmarea, domnului. Lasă-l, nu-l contează. Alcoolicul. Hai Că ne-am înscris pe drumul cel bun, deși nu ne-a fost ușor. Traseul pe care l-am parcurs a fost dificil, plin de pericole și capcane.
Cei care repetă într-una, că ne-ar fi fost mult mai bine dacă la conducerea țării s-ar fi aflat ei, deși au evitat atunci când a fost greu, uită să ne spună că ne putea fi și mult mai rău. E de ajuns să privim spre vecinii noștri. S-au destrămat state, au avut loc conflicte devastatoare, crizele economice s-au ținut lanț și au dus la neplata pensiilor și salariilor timp de luni de zile. România a înfăptuit o schimbare profundă, dar prudentă. Am trăit mai modest în acești ani, dar am trăit în siguranță și fără grijă a zilei de mâine. Cei care susțin că nu s-a schimbat nimic, n-au decât să privească în jur. Peisajul românesc se schimbă zi de zi, conturând o nouă societate, deși încă mai avem multe dificultăți. În 1990 aveam două societăți foste cu capital de stat. Astăzi am pus bazele instituțiilor statului de drept. Astăzi ele au început să funcționeze. Eu cred în înțelepciunea poporului nostru și cred că cetățenii vor acorda votul lor acelor forțe sănătoase ale țării care au capacitatea de a ne duce spre progres și prosperitate. Vă mulțumesc pentru participare. Deci așa de cât de cât, asta se apropie cam la 50% din. Doresc să mă adresez telespectatorilor și tuturor cetățenilor cu ce am înscris în platforma program, că eu cred în schimbarea în bine a României și cred că ne-am înscris pe drumul cel bun, deși nu ne-a fost ușor. Stop. Traseul pe care l-am parcurs a fost dificil, plin de pericole și capcane. Cei care repetă într-una că ne-ar fi fost mult mai bine dacă la conducerea țării s-ar fi aflat ei, deși au ezitat atunci când a fost mai greu, uitați-vă să... Nu, stop. Ezitat atunci când ne-a fost greu, uită să ne spună că n-ar fi putut fi și mult mai rău. Să privim în jur la vecinii noștri. S-au destrămat state, au avut loc conflicte devastatoare. Crizele economice s-au ținut lanț, ducând la neplata pensiilor și a salariilor timp de luni de zile. România a început o schimbare profundă, dar prudentă. Am trăit mai modest în acești ani, dar am trăit în siguranță și fără grijă zilei de mâine. Stop. Susțin că nu s-a schimbat nimic, n-au decât să privească în jur. Peisajul românesc se schimbă zi de zi conturând o nouă societate, deși mai avem multe o societăți foste cu capital de stat. Astăzi 30% din industria românească a trecut în sectorul privat. În 1990 am pus bazele instituțiilor statului de drept. Astăzi ele au început să funcționeze. Eu cred în înțelepciunea poporului nostru și cred că cetățenii vor acorda votul lor acelor forțe sănătoase ale țării care au capacitatea de a ne duce spre progres și prosperitate. Da, nu. De dibaci, uite. Degeaba, că nu filmează degeaba, bă, babu. 3, 4. A zis.
ăștia, domnul inginer Angheluță, nu? Da, hai, Hai, domnul inginer Angheluță are chef cu cafea, lasă-l cu Angheluță, că-i supărat, vezi, iau tot ce... Hai, ne așteaptăm o s-a îngălbărit. Domnul inginer B40. Băi, lasă aia burelă. Ce urât are, e. Are, mare. Băi, dacă îi dai barba jos, nu mai face 2 bani. Ce drept, mi-e îmi spui? Eu nu l-am văzut. Tu de-aia nu dai jos? Ha? Tu de-aia nu dai jos? Ce dracu, băi, măcar știu o chestie, dar tu nu vei să recunoști. Ceva aici am poză cu o video. Hai să dai și făceam plăți. Vă zic că poate vă atingi. Am venit de repede. Unde e bilocul? Da, noapte ce repede se bucea așa. Dar era pe acolo, vreo două, pe acolo, vreo trei. Da, da, păi, da. Păi, ce? Am fost în 2000 de metri mai aproape de cerere. Termin cartele numare, să nu mai aibă ceea ce filma, gata. Da, păi degeaba, dacă nu scrii tot degeaba, că știi că astea nu sunt admise proveniți, ca să nu scrii treaba asta, dar vă scrie, da? Scrie dată, ori. Magnetice? Aha. Urât ești, mă? Cabană Meteo de la Vârful Omul. Tu cu cine vorbești, mă? Vorbești singur? Sau ai pretenția să te auzim noi? Și acum vorbim cu Mihaela, care Mihaela nu știu din ce motive, de vreo oră și ceva nu dau de el. Am impresia că vine la o oră să mă apurăști și noi...
Dar Mihaela nu e nici cu maica mea și au luat pastile, l-au vândut, da. L-au tot. Mihaela... Și de amândouă, e că sunt în târg, e singur, dar acum gustați-l. Nu mai găsit nimic acasă. Mihaela zice, ia uite ce am aici, stație, porc, antena, vorbesc cu vecinul să mi-o dea jos de acolo. Ai de învățat fac și cum să le folosească, să le arate la... Ce? Vede cum s-a delta acolo. Face teste pe acolo, 1, 2, vârf omul, mă recepționez. București, București, te cheamă vârf omul, recepționez. Cornele, uite, suntem tăi, frate. Am găsit client. Un august 25 de Cornele, ce faci? I-a zis cu ăștia la antenă, nu mă descurc. Deci, cu tine, că-i zis, nu vreau să văd și cauza, că dacă e vreo cauză să fii să fii și să fii așa. Și e degeaba, dar trebuie să rezolv cauza pentru antenează. Eu? N-au spus că nu s-a văzut antenează. Dumnezeu, părerea la alteratura trebuie să meargă aia. Dar spune-ți, bă, dacă nu pun porne nivel la... București, București, te cheamă vârf omul. Te cheamă aboritorii de la vârf omul. Aboritorul pe 40. De ce am fost, dar vorbesc cu vreodată cu vreodată. De la Babel? Aici e efectiv, n-ai treabă cu comunicație, nici nu trebuie telefon aici. Vorbești cu Babel? Bă, nici nu trebuie telefon aici, mă, moșul. Știu, că nu-i făcut pe-n frate, nu-i făcut pe-n frate. Ai dormit bine? Vezi că-i ca în solidază. Să bea lumea. Uite, vezi, bă, bă. Bă! Da, vine-o încoace. Băi, da, doi, băi, ia ce nu-mi face Emil. Mă, doamnă, cu Emil. Cum îl cheamă, bătaică? Ha? Cum îl cheamă, bătaică? Ia zi. Antena strâmbă, ia uite. Cine e? Nu e Geon. Cornel vorbește la stație, cu București. Facem numai bine. Nu fac, încercăm să facem numai bine. Cine e Cornel? Reploie și numai Mihai Domnului. Nu știu dacă e
Ba da, băi, încolo să mă lăuși de acolo, nu se fie să mă lăuși, da. Vrei să filmezi mă lăuși de acolo? Îl fac pe... O să filmăm, băi, băi. Nu te la oglindă acolo și e brici în capăt. De Dibaciu, de acolo, sigur, ca putnicul. Băi, lasă-mă, țigai, fumați, uite, de o jumătate de câte toată un pachet de țigări. Faci și filmează, mă. Măi, e rumier, mă, ce faci? Băi? Băi, dar mirosul nu poți să-l bag. Uite, cârnați de la B40 și te dai așa. Ia! Yeah. Ia! Yeah. Poate, auzi, asta poate te îndoai așa o dată. Păi, dar ce bate vântul? Păi, nu știu, dar are un mâner de la ciudat. Și din baciu care plânge după mâncare. Care e foame. Nu, bă, că mie nu trebuie mâncare, bă. Hai, mă, până acum ai zis, păi, mi-e foame, hai să mâncăm. Eu am sigur, mă, mie nu trebuie mâncare. Hai, azi, mâine, că ne-am avem de treabă, moșule. Oh, asta e a ta? Nu. Nu e a mea. Eu am băut-o, gata. Se rapid la... De 40 de minute. Auzi-a mii! Auzi-a mii! Era! Mamă, ne-a fiat să imagini de-am tot. Mamă, dar miros, dacă putem să-l băgăm. Gaze acolo, nene, bă, la cota 2500 și un pic. Aaa, deci tare se tată. Păi eu, dar stai să-mi iau un misinic aici. Trebuie să rumpă ulei la țigare pentru un gurnat. Doctorii, ce-i fel ai să-l mai cancerige? Nu, nu, la mine, nu-mi place ceva. Dar ce-l mă pune asta? Ce-i? Acum mai bine, bă, știu. N-am avut temperatură. Dar ce-l-a fost? Superiat, obosit, ce-i cu... Super roboșe? Și eu credeam că-i limbaciu pe atunci. A, dar și pe jos? Păi nu poate puțin. Nu, bă, că eu azi am dat de lung gură și am adormit instantaneu. Dar știi că s-a liniștit când l-am dezbrăcat gol? Când s-a simțit el gol? Eu fi fost stranic. Băi, da, adevărat, a fost o căldură de... Ce jignitor de toți. Dar a fost simpatic cu băieții lui George. Și de-a fost copilul de sport. Prima dată din fața asta a zis, că doar că o să-mi întâmplat și le-a mic în alba. O să-i mai de dimineață, dacă e făcut toate vreme. Tati! Tati, tati! La momentul ăsta a dat jos. Nu mai bune așa, pe parcul. Mă pot că nu răspund, s-a urcat în față. Că mă uși și... A luat un om, a luat și un om, a luat un om. Cum sunt? Ăștia sunt înclinați, iar pe lemnit și ăsta. Hai, mă. Tu te acasă sau la, mă gând, la fabrică? La fabrică, ce-ți de cost? Făcut de... Ce-ți de cost? Nu-ți bătrân. Îmi dai seama, că bădea numai soia, numai brâșul. Da. Băi, am niște prieteni în Franța care văzut, caută în disperare salamul soia. La ei e o nebunie. E cel mai scump salam, băi. Salamul cu soia. Da, da. Soia, da, soia, la final nu mă aburez. Da, nu, e făcut ca lumea. Că soia e planta aia. Am băieșoarea în Statele Unite. În afară de care de pui și vita, nu știu ce tip de vită de vițel, așa nu-mi bagă. Nu știu cum se trebuie, mă, cu aia. Și te-ai găsit o închină? Să nu scrie concert. Era tu ești mic. Mare nen! Mă zic la sute spăr cu Dumnezeu soare. Om, cu... Mânca cu sarmolă, avea din gură și cu vita lui de parte la mantă. A fost acolo, a avut o chestie cu inima și a zis cu contoare acolo, s-a zărit de tot, cu notul, nu știu ce. Nu mai fumez, nu mai mănânc, ei, nu mai fute, nu mai fute. Ce ai zis, mă? Păi, știu, ești amărât, ia la tata, hai. Da, mă, că iau acum, mă, mă. Auzi, că ai zis că ești amărât? Da, mă, că îl caut pe tine, mă, să bagi și la... Tita a plecat, că e o gacică mișto la aia de... La cabana turistică, e? Bine, mă. Ia, mă, stai, mă, trebuie acum să mă numesc, stai puțin. Ură moșul aici, toate astea. Mă, stai aici. Super, mă, puțin. Hai, mă. Mă, 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 mă.
confuză. De ce nu mă spune bătul? Poate e veche prostul nou, știi cum e. Cum face de-astea cu moșul, că... Bă, înainte, mâncam aici, afară, la stoară. Băi, bine, erau mă... Bă, la te-i fac aici? Așa și în moia stânga, nu? Poate cu la piatră. Da, mă, că ăla de aici. A, e, băi, tot în. Ce, mă, ce vergi? E, băi, tot. Da, vreau să zic că pe ăsta cu care ați fost, băi, scurtați, nu, nu, nu. Da, mă, scurtez, băi, șușule, dar tu vezi și acolo, în subtire, la vale. O bană turistică. Da, bană metru. Nu ne faci așa. Da, prima să o să strâmbă de vânt. Servus, șuții! Ține așa! Vazmascu! Uite aici să vadă, nu? Nu mai că lucește... Da... Da, da, păi, păi, eu zic că am vreo două ore, trei ore, e gata. Asta e cu salvamunt. Doamne ajută! Bă, e o bă, vreme superbă superb aici, moșule, știi cum e, toate din bomba. În București e mișto? Nu ne interesează, mă uiți voi de căldură, că da, da. Bine, Vasile, hai, un weekend plăcut acolo, toate bune. Vorbesc că mâine iar mă duc de tot cu Bibaciule, dă-te mă mult, tate mă. O, păi, stai că-i și ca doi aici, pe mulți. Mulți suntem. Șase, cam așa. Hai, bagă-te acum. Nu, nu, nu. Apozat. Da, nu mă spun ce nu-i dat. Nu, dar e pe terminată, nu? Nu, că nu l-am făcut la... Da, da, păi e brici. Ai văzut că putea folderă. Nu faci, e așa, nu știu ce. Da, aș vrea să-i dau lui apază. Du-te mai în spate, mai în spate, mai în spate. Păsărica? Bă, nene, strică filmul la oameni. Uite și pe Mihai. Vino de-n soare. Ia zi-ne și nouă cum te cheamă. Victa. Ce mă, lasă mă ce-am adus aici, mă. Lasă ce-am adus aici, poate. Ai dat data pe ea, a? Ai dat data pe ea. Da. Nu știu, m-ați dat-o pe derulare și ați apăsat pe rest. Nu ne-ați mai auzit, s-a făcut pauză, a tăia din casete. Nu ne-ați mai dat drumul, iar asta. Mi s-a întâmplat și mie la prima de noi. Dacă nu știți... Nu vreau ceva să știți, dar sunt într-o... Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.